Nu avem cum să începem anul care vine fără să înțelegem cât de importantă este vocea lui Dumnezeu în viața noastră. Iov zice că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul, dar omul nu-și dă seama. Nu recunoaștem vocea lui pentru că petrecem foarte puțin timp în prezența lui. Și atunci când venim în prezența lui, venim pe fugă și vorbim doar noi. Povestim despre viața noastră, necazurile noastre, îi cerem ajutor și plecăm imediat, fără să ascultăm. El vrea să vorbească cu noi, vrea să ne răspundă, vrea să ne învețe. De asta, în cele 15 minute de astăzi cu Dumnezeu, te sfătuiesc să asculți mai mult și să vorbești mai puțin. Iisus spune: iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și îmi deschide, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. El vrea să stea la masă cu tine. El vrea să-ți vorbească. El este interesat de fiecare situație din viața ta. Situație financiară, relația cu copiii, relația cu soțul. Și vrea să umbli în căile lui. Dar doar petrecând timp cu el, vei înțelege să recunoști vocea lui. Vreau să mă rog împreună cu tine. Dumnezeule Tată, îți mulțumesc că ne iubești atât de mult, că ne vorbești în fiecare zi. Vrem să recunoaștem vocea ta. Vrem să auzim vocea ta. Te rog să trimiți Duhul tău în fiecare căsuță, să se atingă de urechile noastre, ca noi să începem să auzim cu urechile noastre spirituale. Avem nevoie de direcție. Vrem să intrăm în anul care vine plin de speranță și bucurie, plin de înțelepciune și pricepere. Îți mulțumesc, Dumnezeule, că vorbești cu noi. Vă zic la revedere și ne vedem mâine. Ascultați astăzi ceea ce Dumnezeu are să vorbească cu voi.